Bine ați revenit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și vreau să vă spun un singur lucru despre desertul de astăzi și anume este delicios. O ruladă cu mere care sigur vă va surprinde prin simplitate, dar care va satisface pofta de dulce a oricărui doritor. Pentru această prăjitură voi folosi câteva mere, am aici 5 mere destul de mari pe care le voi spăla foarte bine, le curăț de coajă și de cotorul de la interior și le voi felia. Peste ele voi pune puțină scorțișoară, am aici o linguriță de scorțișoară mărunțită. Și voi face un blat din 6 ouă, 150 de grame de zahăr, 70 de grame de făină, 4 linguri de apă, un praf de sare, un pliculeț de 10 grame de praf de copt, unul de 8 grame de zahăr vanilinat și lămâia o am pentru a folosi zeama acestea, voi stropi merele să nu se oxideze. Voi curăța merele de coajă. Le tai acum. Și încerc să scot partea asta de la interior, căsuța semințelor. Așa. Și le tai feliuțe subțiri. Și pe parcurs ce le-am tăiat, le-am stropit și cu zeama de lămâie pentru a nu se oxida. În tavă, pe hârtie de copt, voi așeza merele. Peste mere, presar puțină scorțișoară. Peste albușuri pun un praf de sare. Și le spumez bine, bine de tot. Adaug zahărul vanilinat și treptat zahărul tos. Voi pune și 4 linguri de apă rece. Gălbenușurile. Praful de copt. Și făină.
pun hârtia de copt aici pe margine cu puțin ulei. Fără a muta merele din loc. Pe cât se poate. După care torn aluatul peste mere. Nivelez cu grijă și încerc să nu mișc prea tare merele de la locul lor. Am pornit și cuptorul. Voi coace prăjitura la 180 de grade. Pentru 15 minute. Las acum prăjitura coaptă să se răcească pentru aproximativ 5 minute, să se răcorească puțin. Acum pudrez suprafața prăjiturii cu zahăr pudră, pentru că atunci când o voi răsturna pe o altă hârtie de copt, să nu se prindă de acea hârtie. Pentru că trebuie să o rulez și să am merele la interior. Dacă aș rula în acest moment, merele ar rămâne în afară. Ceea ce nu ne dorim. Am pudrat cu zahăr. Pun o altă hârtie deasupra și mă voi folosi de o altă tavă de cuptor sau de un tocător, ce aveți voi. Eu folosesc o altă tavă și voi răsturna prăjitura. Și scot tava în care s-a copt, dezlipesc cu grijă hârtia. Prima hârtie originală, vedeți că merele au rămas aici și s-au și înmuiat exact ce mi-am dorit. Scot și tava cu ajutorul căreia am întors prăjitura și cu grijă rulez fără a prinde hârtia la interior. Și împachetată prăjitura în această hârtie, o voi lăsa să se răcească. Rulez cât de strâns pot. Și o las să se răcească. Spune și voi acum dacă nu este superbă această ruladă. Se pregătește atât de simplu, atât de ușor, cu câteva ingrediente de bază. Arată foarte bine și este chiar foarte, foarte bună. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare, vă reamintesc și partea cu abonarea, dacă sunteți drăguți, vă puteți abona la canalul meu activând butonul subscribe sau abonare, dar și clopoțelul de lângă și veți primi notificare pe e-mail ori de câte ori postez o nouă rețetă. Să aveți o zi frumoasă, plină de bucurii, ne auzim data viitoare!